Îngerul intră direct în dialog, ceea ce înseamnă că femeile și-au redobândit oarecum starea interioară și intră direct în dialog. Căutați pe Iisus Nazarineanul, pe cel răstihnit, iată ce frumos. Ați venit la un mormânt gol să găsiți plinătatea Harului? Ați venit la un mormânt gol să găsiți un trup biciuit? Ați venit la un mormânt gol să găsiți un om în descompunere? Ați venit la un mormânt gol să găsiți neputința firii omenești? Nu. Hristos s-a sculat, nu este aici. În altă evanghelie pe care ne-o spune Matei, spune că îngerul ar mai fi spus, nu-l căutați pe cel viu între cei morți. De ce cei morți? Luând Evanghelia lui Ioan și uitându-ne la Evanghelia care o citim marța la slujba morților, spune așa, că la glasul lui Dumnezeu morții vor învia. Și noi știm că morții înviu la glasul lui Dumnezeu. Avem mărturia fiicei lui Iair, avem mărturia fiului văduvei Inain, avem mărturia lui Lazar, în care Hristos cheamă viața în trupul părăsit de suflet și sufletul își reia înapoi loc în fiecare celulă umană și trupul devine viu ca înainte. Eu sunt stăpânul vieții și al morții. Doamne, dacă Tu ai fi fost aici, fratele nostru n-ar fi murit. Crede numai și va fi viu. Ei, acesta este pragul de greu de abordat a ceea ce înseamnă o lume modernă și deșanțată la nivel rațional, la nivel pedagogic, la nivel literal, la nivel de înțelegere omenească, cum ar putea un mort să fie viu? Eu cred că suntem la fel de curioși, poate că suntem la fel de mirați, fiecare dintre noi a mers vreodată în viața lui într-un cimitir pe când avea porțile deschise și morții puteau primi lumină. Astăzi, din prea multă grijă și din prea multă seriozitate, n-au morții voie nici la această lumină. Mă întreb ce ar fi făcut mironosițele dacă ar fi fost oprite să meargă la mormânt să-i ungă trupul cu miruri. Și totuși când ne uităm acolo în groapa respectivă de unde se scoate un mort la 7 ani spre a fi prohodit după anumite tradiții și obiceiuri, pentru a nu fi sub blestem, pentru a nu fi sub vreo legătură, pentru a nu fi sub vreo întâmplare, vedem acolo în mormânt fie carne putredă, dacă o mortul nu-i putrezit, fie oase goale și țărână, cum ne spune și Scriptura și Cântarea Morților, sau fie nimic, pământul în tot ce este al său, sau, cum spune marele duhovnic, părintele Cleopa, ce este omul? O mână de pământ împuțit în fundul unui mormânt. Sau spurcat adeseori, pentru că noi întinăm pământul cu păcatele noastre. Văzând aceste scăfârlii goale, fără măsele, fără dinți, cu ochii cotrobăiți de șobolani și șoareci, cu hainele putrezite de ploaie, cu sicriul măcinat de numărul anilor, șosemintele negrite de pământul și țărâna puse pe ele, evident că privim omul ca pe o deșertăciune, cum o vede și psalmistul David. Omul cu deșertăciunea s-a asemănat zilele lui ca umbra trec. Omul ca iarba zilele lui ca floarea câmpului. Dimineața va înflori, la amiaz va cădea, seara se va usca și se va tăia. Spun aceste lucruri pentru a înțelege că viața omului este mai ușoară decât aburul, ca un abur s-au dus anii mei, ca pânza păianjului, ca umbra norului, spune psalmistul. Deșertăciune sunt fiii oamenilor, toți sunt deșertăciune, spune mai departe psaltirea, pentru că ne cântă mai departe în catisma 17, psalmul 117, ne spune
psalmistul David, eu sunt oaia cea pierdută, deși port rănile păcatelor, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Cum ar putea Dumnezeu să-i mântuiască pe cei morți? Foarte simplu. Eu sunt Dumnezeu celor vii și a celor morți. Și acum vorbește de cei morți. Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Avraam stătea în laturile iadului, într-un loc fără de muncă, numit sânul lui Avraam, și toți drepții Vechiului Testament se bucurau de acea lumină simplă și opacă și ușoară în negura iadului unde nu gustau munca, pentru că bătrânul patriarh Avraam, păzind rânduielile cele sfinte ale lui Dumnezeu, Dumnezeu Savaot a rânduit ca în pântecele iadului dreptatea și bunătatea lui Avraam să fie răsplătită cu un loc fără de muncă și s-au pogorât bătrânețile mele cu jale în iad. Spun acest lucru pentru a înțelege că și Iisus coboară în acest iad, cum ne arată Evanghelia, în mormânt cu trupul, deci ca și noi, în iad cu sufletul și vede toată suferința iadului și toată nenorocirea. Părintele Stăniloae spune așa, raiul este o relativitate. Nimeni nu poate vorbi despre el pentru că nu-i cunoaște starea, lucrarea, frumusețea, îndumnezeirea și strălucirea, în dogmatica ortodoxă. Dar iadul este un loc sigur în care, ajungând din nepăsare, din nesimțire, din răutate, din necredință, din impertinență și din toate slăbiciunile noastre firești, abia atunci ne dă puterea de conștientizare că așa cum există un iad plin de flăcări și de demoni, trebuie să existe și un rai unde domnește fericirea și pacea lui Dumnezeu. Părinte Avraame, roagă-l pe Lazar să-mi trimită un deget muiat în apă să mă răcoresc, crezând că sufletul bea apă sau limonadă. Și totuși, Avraam nu-și calcă principiul de părinte bun și iubitor, și pentru că întrebarea sau rugămintea a fost adresată cu toată pioșenia din starea de păcat și de suferință, părinte Avraame, și Avraam se adresează către păcătosul bogat din flăcările iadului, zicându-i, fiule, deci iată, fiule, fiu după tăierea împrejur, fiu după credința poporului lui Israel, fiu după legea celor cinci cărți Pentateuhul Vechiului Testament, fiu după învățătura lui Moise care trebuia păzită. Ca drept dovadă că personal Avraam nu spune fă ce-ți spun eu. Au pe Moise și proroci. Dacă vor păzi ceea ce spune Moise și prorocii, vor vedea lumina. Dar dacă nu cred în Moise și în proroci, atunci și dacă învie un om din iad, nu vor crede. Și dumneavoastră să spuneți, da, da, e o absurditate. Nu e o absurditate. Hristos a înviat din iad, ne-a dăruit viață veșnică, a învins moartea cea ateie și necredincioasă, cu moartea pe moarte călcând, și totuși, după 2000 de ani de predicare a creștinismului, omul, creația și făptura mâinilor lui, icoana mâinilor sale, chipul și asemănarea lui, vine cu îndrăcire și cu stare de îndobitocire și permanent se pune de-a curmezișul lui Dumnezeu și spune exact ca și dracii din căderea lor luciferică, nu vom sluji niciodată ție. În a jicni revelația, în a batjocori textul Scripturii, în a ironiza credința celor credincioși, în a minimaliza valoarea normelor morale într-o țară preponderent creștină cum este România, de o mână de sturlubatici care au uitat cine-i Dumnezeu, asta arată categoric că dracii persistă în lucrarea lor și așa cum Iisus Hristos îl emite pe Tatăl și vrea ca pe toți să-i mântuiască, cum a făcut la el, și el la început toți îngerii buni,
Și diavolii caută să-și umple și să-și îmbogățească turma lor întunecată cu acele personaje despre care Iisus Hristos, pe tronul slavei sale, va spune doar atât. Nu vă cunosc pe voi, mergeți în focul cel veșnic gătit vouă și diavolilor lui. De ce diavolilor lui? Diavolii n-au vrut lumina și au iubit întunericul. Noi am fugit de învățătura luminii din cuvântul Evangheliei și am căutat întunericul plăcerilor noastre. Să ne fie de bine. Mergem mai departe și găsim. Nu-l căutați aici. Nu este aici. A înviat. Deci cuvântul a înviat înseamnă ceea ce numim noi biruința lui Dumnezeu asupra morții și a diavolului. Unde este iadule biruința ta? Unde este moarte boldul tău? Te-ai amărât că te-ai surpat, te-ai amărât că te-ai golit. Ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur în învățătura despre înviere, îndemnând și pe cei leneși și pe cei puturoși și pe cei harnici să vină la ospăți, căci vițelul este gras, și să vină și cei leneși care nu s-au ostenit. Ne aducem aminte că la nunta fiului de împărat, după ce a chemat pe cei aleși și au început să se scuze, cel care și-a luat femeie, cel care și-a luat țarină, cel care și-a luat boi, cel care a avut toate treburile lui, a spus așa, să mergeți și prin târguri și la garduri și prin ulițe și prin unde sunt cei mai mulți oameni, pe toți se adunat să se umple casa, și spune că încă mai era loc. Avem cele două mari semne despre care spune întâi Dumnezeu că împărăția va fi luată fiilor și o va da altora. Deci noi cei care am fost ortodoxi am fi meritat să ne bucurăm de această calitate și putere creștinească a unirii cu Dumnezeu prin botez, euharistie și cele șapte taine ale bisericii. Ne-am lepădat cu foarte multă ușurință de ele și asta e foarte bine, fiecare decide ceea ce face cu sufletul lui. Găsim în varianta a doua și starea apocaliptică, pentru că nu ești nici rece, nici fierbinte, doar căldicel, te voi scuipa din gura mea. Sau te voi arunca, te voi vărsa din gura mea, în altă variantă. Spun lucrul acesta pentru că și Dumnezeu spune că mulți sunt chemați, puțini sunt aleși. Deci noi avem creștinii botezați, creștinii de duzină, creștinii de număr, creștinii de recensământ, creștinii de imagine, creștinii de duminică, creștinii amatori, creștinii de Crăciun, creștinii de înviere și avem creștinii permanenți ai bisericii despre care Evanghelia ne spune încă de acum 2000 de ani. Să nu te temi, turmă mică, că Domnul a binevoit întru tine, iar porțile iadului n-ar putea birui biserica în veacul veacului. Dacă 300 de ani de prigoană creștină n-au putut să șteargă numele lui Dumnezeu de pe pământ, să sperăm și să credem cu toată convingerea că acum, într-o perioadă atât de tulbure și de extravagantă din punct de vedere secularist, modernist, progresist, globalist, nu va reuși o minte de om să se pună de-a curmezișul lui Dumnezeu și să batjocorească pe cele sfinte, pentru că Dumnezeu nu se lasă batjocorit de mâinile omenești.